Leul moldovenesc crește un pic față de moneda unică europeană și scade în continuare simțitor în raport cu dolarul american. Așadar, pentru 24, 25 și 26 aprilie, BNM a stabilit un curs de 19,69 de bani pentru un euro, adică va fi cu 2 bani mai mic decât astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 18,28 de bani, respectiv va crește cu 24 de bani față de prețul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1810 lei și îi vindeau cu 1815 lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1975 de lei și erau vânduți cu 1980 de lei.